Mulțumesc, doamnei Felicia Bachmann, pentru că m-a descoperit humanitatea aici și mulțumesc foarte mult, și mai mult, domnului profesor Marian Petru, care m-a descoperit acum 10 ani exact, în 2009, am revenit în România după ce am fost aici, am revenit ca profesor universitar la conferința 25 de ani de la înființarea Facultății de Jurnalism, după ce nu am călcat. Așa se spune, nu am călcat România 50 de ani. Așa că și nu prea știam românește, m-am convins să învăț românește și acum două luni am și trimit pașaportul românesc, pot să acum. Asta este așa. Și chiar sunt foarte emoționată pentru acest eveniment de astăzi de aici. Sigur, sunt foarte obișnuită să țin conferințe câte și câte, dar să vorbesc despre Constantin la Muzeul orașului București. E ceva important. Și vreau să adaug un mic incident care mi s-a întâmplat azi dimineață. Așa vă scuzați, poate că poate nu o să fie chiar înțeles de toată lumea. Intru într-o cofetărie, vorbesc destul de bine limba, cumpăr prăjituri la pachet ca să le duc acasă. Le spun, doamnelor, apărați-mi bine că le iau la avion, dar unde, unde locuiți în Israel? Dar și cum vă îmbrăcați acolo? Cu din aia neagră pe față și vorbiți arabă? Zic, nu, vorbim altfel pe grață. Și dar ce haine? Zic, purtăm haine medice aia, dar cred că și dumneavoastră. Și, deci, sunt noțiuni confuze în populație. Eu vă spun dinainte, bineînțeles, reprezint punctul de vedere de creștinii iudaici. Sunt de vocă, am venit aici. Este un univers arab, este un univers israelian. Sunt multe și multe de spus. Iar Ierusalim, într-adevăr, e un subiect foarte complex. La confederie nu știau că am venit să vorbesc despre Ierusalim, dar se mira cum nu știu araba, nu știu araba. Nu că nu știu, poate că știu, dar nu vorbesc araba. Merge? Merge. Ah, ok. Acum, permiteți, iau loc, facem șezând, e mai ușor, e rog mai puțin pe jos, dăm moment dat că voi ridica din nou. Și, da, vorbesc. Ierusalim văzut de fotografii. De altfel, această conferință a fost ținută acum câteva luni și la ICR de la Viv. Și așa am încercat să vedem cum se întâmplă. E foarte complicat. Eu sunt cercetător de fotografie, dar de fotografie, ca să fii cercetător serios, trebuie să te oprești la o anumită etapă, pe un anumit punct. Eu am cercetat fotografia israeliană din punctul de vedere evreiesc, pentru că așa am avut acces la arhive din secolul 20. Secolul 19 e complet o altă poveste și m-am documentat, m-am informat din publicații care au fost create înaintea mea și chiar după mine. Eu am cunoscut și veți vedea când ajung la etapa respectivă și cunosc personal unii fotograf, dar cunosc foarte bine importanța acestui mediu. Și mediul fotografic începe în 1139. Aceasta este o imagine desenată, grafică, o gravură. Cineva o cunoaște? Ați văzut-o vreodată? Este prima imagine făcută în momentul când s-a declarat invenția fotografiei. În august 1839, în 1839, acești doi oameni, Nicephore Niépce și Jacques-Louis Mandel, au anunțat în public această invenție în cadrul Academiei de Arte a Franței,
au anunțat în public și au dat liber spre folosință pentru a avea pensie pe toată viața, fără drepturi de autor asupra invenției, și această tehnologie imediat a prins, cum se cheamă. A doua zi au fost deschise la Paris, înființate vreo 500 de studiouri de fotografi. Cei care erau pictori și pictau pentru publicul burghez în casele oamenilor, imediat au zis, ok, de astăzi, from today, painting is dead, prima expoziție a fost făcută de astăzi, pictura burgheză a murit, acum vom fotografia persoanele, vom crea portretele de familie prin fotografie. Și fotografia s-a dezvoltat din acel moment pe mai multe direcții. Iar una din direcțiile, pe zâmbea mai departe, în urma unor dezvoltări culturale și tehnologice, pe atunci, chiar la scurtă vreme după invenție, a început să se creeze o industrie de publicare de carte, albume, tipărituri diferite, asta mai mult în Anglia, cu tipăriturile mai puțin în Franța. În Franța imediat se creau o industrie întreagă de cărți de vizită. Oameni politici aveau cărți de vizită, ca și astăzi, în loc să ne scrie numele ei, dădeau fotografiile lor, le împărțeau. Așa, și albume tipărituri care prezentau publicul occidental imagini exotice ale lumii din locurile numai puține persoane puteau să ajungă și, bineînțeles, printre aceștia primii care au avut inițiative au fost cei care plecau în Orientul îndepărtat, în Orientul Mijlociu și în Țara Sfântă, cu Ierusalimul în centrul Orientului și pentru ce. Începând cu invenția mediului, fotografii europeni, catolici sau protestanți. E important pentru cercetător de a face această deosebire, pentru că s-au găsit în cercetări serioase, s-au găsit deosebiri printre atitudine diverse, între catolici sau protestanți. Erau francezi, englezi, germani, italieni, armeni. De asemenea, fotografi americani au început să viziteze Palestina, Țara Sfântă, vedeți, în calitate de călători, stăteau o vreme, se așezau, unii mai stăteau mai mult timp pe urmele lui Isus. Sau în vederea unor explorări, și asta e altă direcție, explorări științifice, sau pentru a cuceri locurile. Unii dintre ei chiar au rămas pe Ierusalim pentru o perioadă mai îndelungată. Aparatul fotografic, vă să întrebați ce cred eu despre fotografie, produs al universului științific, a fost adus din Occident, de la Paris și din Anglia, pentru că a fost și pionierea fotografiei paralele în Anglia. În Anglia, dar ceva mai târziu, 1844, vorbim de un pionier pe care nu l-am pus aici, Fox Talbot, care a inventat, invenția lui de fapt a rămas valabilă, mai valabilă pentru noi astăzi, pentru că el a inventat clișeul, adică se poate reproduce. A făcut așa, fel încât a creat imediat, în 1844, o carte cu fotografii lipite, 300 de imagini. A tipărit 300 de volume din acea carte. Deci, Țara Sfântă și în special Ierusalim, pentru a dovedi, aici începe. Au fost încercări de a dovedi în mod obiectiv, adică aparatul fotografic e ceva obiectiv, pentru că are obiectiv, a dovedi existența fizică a acestui spațiu care era în imaginația. În imaginația occidentală, locul din Biblie, care e Biblie, care e locul aia, e ceva undeva. Astfel, pentru a dărui noi puteri credințe, undeva în secolul XIX, începea să scadă credința și atunci, cu aceste imagini, au fost dovedite. Uitați, în locul acesta a fost Iisus, uitați pietrele, uitați arheologia, uitați bisericile, uitați locurile sfânte, ele există cu adevărat. Sau, și asta adaug, pentru a satisface un apetit colonialist care a început în secolul XIX, marile imperii colonialiste, englezii, francezii și alții, pentru Orientul Mijlociu. Dar, în plus, asta este corect și pentru zilele noastre. Orașul Ierusalim a oferit și oferă celor cu sensibilități și talent artistic prilejul de a exprima în cuvinte sau în imagini atitudini diverse față de acest oraș sfânt, pentru cele trei religii monoteiste, Axis Mundi. Axis Mundi e un termen folosit de mulți filozofi și vă drum către scrierile în România ale domnului Andrei Marga, profesor Marga, puteți citi părerile și filozofia
Domnului, exprimate în opinia, foarte ușor de citit, despre ideile despre Ierusalim. Aici trebuie să vă spun ce înseamnă sensibilitate și talent artistic, prilejul de a exprima. Fotograf, ca și pictor, își caută teme, își caută, și asta este adevărat. Pentru că ne căutăm locuri unde am putea crea fotografii interesante. Asta în termen modern. Iar Ierusalimul oferea tot felul și chiar oferă și în zilele noastre. Dacă vrem să facem o excursie interesantă pentru fotografie, haideți la Ierusalim. Avem acolo, avem și avem. Pentru mine, o excursie interesantă este cu totul de a fotografie. Găsesc tot felul de găuri și găuri. De la început, fotografii au privit orașul prin diverse dimensiuni, istorie și cunoaștere, e una, valori religioase și culturale, cotidianul și localnicii, interacțiile sociale sau conflictele politice, care întotdeauna erau acolo, prezența turismului, dezvoltare și înflorire economică, estetica peisajelor, loc de contemplare. Fotografiile publicate în albume, de unde le avem? Deci, în albume, imagini aflate în arhive instituționale sau în colecții particulare. Sunt foarte multe colecții. Una din colecțiile pe care chiar am vizitat-o, am solicitat-o și am spus doamna Fatma, a fost colecția regală din Anglia, a fost la Windsor luna trecută. În colecția regală se află acolo destule fotografii făcute, achiziționate originale, achiziționate de la fotografi, care au politat Ierusalimul în secolul XIX, în cadrul unor călătorii, nu numai special acolo, dar și pe toată zona Orientului Mijlociu. Au contribuit toate acestea la transformarea spațiului. Asta iarăși este o noțiune teoretică. Ce înseamnă spațiu? Un spațiu e o noțiune neutră care, cu ajutorul unor creații, fie ele texte, fie ele poezie, muzică, muzică poate mai puțin, dar și muzică. Orice creație culturală creează un loc cu anumită personalitate, adică în spațiu e neutru, e de la A la B, un câmp oarecare. Câmpul meu, pădurea mea, este când mă plimb în ea sau o fotografiez, o pictez, o cânt, o scriu. Și aici am ajuns, Iehuda Mihai, doresc să vă dau din punctul nostru de vedere astăzi, evreiesc, israelian, nu-i chiar de astăzi, că Iehuda Mihai deja a decedat în 2004, Iehuda Mihai, marele nostru poet, are o poemă în care de fapt exprimă foarte, foarte frumos ce înseamnă Ierusalim pentru o persoană. Anul acesta, deci traducere Sebastian Costin, poet care în 1991 a scos această antologie, nici el nu mai este cu noi. Sebastian Costin a fost cunoscut foarte bine în România, la vremea respectivă, a emigrat în Israel, publica acolo. Anul acesta am călătorit departe să văd liniștea orașului meu. Un prunc își găsește alinare în leagăn, un oraș, în distanțe. Stătusem în ghingile Domnului, jucasem jocul celor patru aspre pătrate ale lui Iuda Halevi. Inima mea, eu, cu răsăritul, am pus în acestea sunt noțiuni iudaice. Mergeți la cursurile publice și conștiențe. M-am întors în orașul acesta, în care depărtărilor li s-au dat nume de oameni și numerele liniilor nu sunt de autobuze, ci 70 după Natalului. 1917 este anul când, aici vă traduc, 1917, când englezii au cucerit Palestina din mâinile turcilor. 500 înainte de era noastră. 1948 este anul independenței Israelului. Acestea sunt liniile pe care se călătorește. Și eu, pe stădea, am învățit de expunerea în etnetamă. Ceea ce se întoarce la Ierusalim, pentru că Mihai a plecat o vreme și s-a întors, ceea ce se întoarce la Ierusalim simte că locurile ce l-au durut au încetat să doară. Dar în toate rămâne un avertisment abia simțit, ca un val ușor, mișcător,
un avertisment. Aici mai am o strofă, încă ceva. Ierusalim, aici e ceva puțin ironic. E o poemă foarte lungă, am ales doar atâta. Și aici vreau să mai adaug încă ceva, încă o strofă scurtă. Cu ce încheie el? Cu ce încheie Amihai? Ierusalim, singurul oraș de pe lume, unde li s-a dat drept de alegere și porților. Știți de ce aici? Ei vin acolo cu acte false și se votează și în numele morților. Dar aici mai am o strofă. De Yom Kippur, în anul 5728, am îmbrăcat haine închise de sărbătoare. Aici e vorba de relațiile între evrei și arabi. Clar. Am îmbrăcat haine închise de sărbătoare și m-am dus în Ierusalimul vechi. Am stat îndelung în fața prăvăliei unui arab, nu departe de poarta Shem, o prăvălie de nasturi și fermoare și măsoare de ață, de toate culorile și capse și tatarame. O lumină zgârcită și multe culori, ca un chivot deschis. I-a spus în gândul meu că și tata avea o prăvălie ca asta, cu ață și nasturi. I-a povestit în gând despre zecile de ani și de cauze și de întâmplări că eu sunt azi aici. Și prăvălia tatei a ars acolo și el e îngropat aici. Când a sfârșit, era ora închiderii. El a tras oglonul și a puiat ușa. Iar eu m-am întors cu toți credincioșii în casă. Sunt locurile acestea comune pentru toată lumea. Deci, mai departe. Așa. Prima imagine făcută vreodată la Ierusalim. Este făcut pe muntele Templului, este scoat, Giron de Tragic, 1844, unde a gălopit, prins, făcut acolo de un fotograf francez. Asta este chiar așa, prima rămasă și cunoscută, muntele Templului, asta se vedea atunci, în 1844, au mai venit și cineva înainte, puțin, dar n-a reușit, sticla, a venit cu sticlă, s-a spart, s-a stricat, mă rog, n-a reușit. Între anii aceștia, între 1844, după această imagine, și până în 1920, cărțile diferite menționează indexurile, catalogele menționează în jur de 300 de fotografii. 300 de fotografi pentru părți. Aici au dat câteva nume și câteva etape. Giraud de Frangia, cel primul francez, Maxime Ducamp, francez, Auguste Alsvan. Anul aici nu e anul vieții fotografilor, ci în timpul când au venit la Ierusalim și când au stat acolo, între și între. Dacă au venit pe scurtă durată sau mai lungă durată. August Zaltzman, James Robertson și Felix Beato, sergentul Phillips pentru Palestine Exploration Fund. Unii veneau din motive, nimeni din aceștia, în afară de August Zaltzman, nu era din motiv religios pur. Tot felul de motive și comerciale pentru biserici, pentru cercetările englezești, pentru rege, pentru regine, pentru cinci. Francis Frick, un mare antreprenor în domeniul fotografiei din Anglia, Frank Mason Wood, lui Lortet, se cheamă, Luigi Fiorillo din Italia, lui de Pierre din Franța, Bertrand Dumas, Tancred, Félix Bonfils și Adrien Bonfils, reșeală de mare, Khalil Rad, fotograf arab în Palestina, Ani de lucru, dar aici și pe dupări. O mare grupă era fotografii armeni care în convent, în mănăstirea, au înființat de mănăstirea armenească un soi de industrie a fotografiei. Toate aceste grupări pe care le se vede industrie de fotografii și, bineînțeles, fiecare din aceștia fotografia ce era important pentru ei. Pentru majoritatea de fotografii armeni și greci era important să fotografeze pelerinii. Pentru ca să le vândă lor, veneau pelerini și fotografiau la ei. Sau portrete. Consulatul rus din anii 1880, portretele și viața consulatului. Fiecare sunt întrebate, care e Ierusalimul tău? Fiecare din aceștia are puțin alt Ierusalim, care la oaltă se completează.
fotografic greci, așa cum vedeți, consulatus. Isai Garabedian, ăsta era unul. Era cel mai important fotograf al mănăstirei, dar și era preot. În 1850, puțin înainte de 1860, s-a îndrăgostit de o frumoasă călugăriță și s-a însurat cu ea, atunci a fost expulzat și din meserie și din mănăstire. Ok, mai departe, alții. Orfelinatul Schneider, vedeți aici, era un orfelinat sirian cu predominanță și conducere germană. Deci aici două epoci foarte despărțite. E vorba de albume care au fost găsite. Iar în acest album, în 1939, vedeți că am ieșit puțin, din secolul 19, aici se vede viața orfelinatului, dar aici se poate vedea, se spune, eu n-am văzut, activitatea nazistă în cadrul acestui orfelinat. Pe urmă, custodia franciscană, biserica americană, școala dominicană, colonia americană. Aceștia erau o industrie foarte importantă de fotografie de Ierusalim. Dar vă las, nu vă dau atâtea și atâtea nume, ci hai să începem cu imaginile. Și imaginile, unele, eu nu le știu chiar exact cine le-a făcut, și le-am aranjat aici, în expunere, pe nu într-un fel sau altul, nu chiar cronologic, ci mai mult tematic. Am aranjat așa pe epoci, sigur, vorbim aici de epoca aceasta până la sfârșitul secolului XIX, care erau imaginile importante și atrăgea. Înțelegeți că din tot Sărgea se combina acest Ierusalim sfânt pentru religia, în special creștine, dar și moschea, bineînțeles, da? Această fotografie, unele le-au luat din cărți, unele le-au luat de pe internet și numai așa, puțin mai știrizat cine, dar știu asta, iese de la American Colony, ceva mai târziu. Am pus aici, ca să vedeți ce se află pe muntele, cum ai zis, muntele? Templului. Muntele. Așa. Uitați aici altă fotografie. Robertson, Beato, muntele Templului și toate. Ăsta e zidul plăgerii și toate clădirile și biserici de jur împrejur. Deci, sigur că exista în incinta Ierusalimului o inimă care atrăgea. Fiecare venea în partea lui, dacă era renovată o biserică anumită, sigur că era această biserică mai mici, mai mult fotografiată și cât puteau să facă în timpul cât sunt acolo. Robertson și Beato, panorama, asta e scoasă dintr-o carte, care aparține, mi s-a dat această pagină din cartea aceasta, care aparține Muzeului Rockefeller din Ierusalim, Muzeul de Arheologie. Au și ei o colecție de ale lor, fiecare, să vă spun după aceea, care sunt colecțiile importante. Deci, se poate vedea aici zona cea mai atractivă. Aici este Muntele Templului și vom vedea imagini, alte imagini. Fotografia aceasta este Maxime Ducamp, dacă vă spun, 1850. Fotograful Maxime Ducamp, mi-am notat aici, mai departe. Deci, și din altă parte, dar această temă nu este a început, ci nu este abandonată chiar până în zilele noastre, veți vedea mai departe. Acum o fotografie foarte, foarte importantă, Francis Frith, 1860, se vede, ce vedeți aici, cineva din dumneavoastră recunoaște, aici ce vedem, este acoperișul Pământului Sfânt. Începe și Pământul Sfânt, bineînțeles, e fotografia, ce fotografia, bineînțeles și venerii. Dar ce se poate vedea aici, că în cadrul acestui oraș vechi erau ruinele și nu a ezitat fotograful să pună în cartea lui fotografia sa în colecția regală acolo. Nu a ezitat să arate ruinele din spate. Sigur că se vede în alte fotografii importante, putem vedea Mormântul Sfânt chiar înăuntru. Chiar au făcut și au creat, au realizat și ilustrate, colorate ale Mormântului Sfânt, dar nu au ezitat să arate și ruinele. Din punct de vedere protestant, cercetătorii cu fotografie, nu vorbesc de teologia protestantă, dar legătura între teologia și protestantă și fotografia vorbește despre o dovadă a Bibliei cu că țara este Palestina, e în ruine, evreii nu mai sunt acolo. Asta este una din explicații. Fotografia protestantă includea, în imagini, mai multe detalii ale,
ale peisajului. Era un peisaj mai deschis, cu mai multe detalii, pe când fotografia din surse catolice era mai, se apropia mai mult de obiect, de clădire și mai puține detalii și mai puține lumine goală. Mai puțină țară goală, mai mult dovada pe urmele lui Iisus. Iar la profesează nu era pe urmele lui Iisus, ci în general pe urmele Bibliei. Un gen nou de fotografie de Clerc, Maxim de Clerc, 1859, a fotografiat pas cu pas, pas cu pas, în sensul acesta, un gen nou, fotografia tip secvențe. Pas cu pas, am aici am ales numai două, sunt 14 cele. 14. Stațiunile de pe Via Dolorosa, Via Dolorosa, și vedeți, eu am ales mai puține fotografii cu persoane, și atunci erau mai puține fotografii cu persoane, mai puține. De ce? Știți de ce? Pentru că adică, pentru unele să zicem, ținte, erau mai puțin importante persoanele, dar de fotografia era portretul un gen, iar peisajul un gen, și persoanele, ca să le fotografieze, trebuia să stea bine pe loc câteva minute. Și dacă se mișcau, nu mai conta. Nu erau incluse în fotografie. Dar vedeți aici, puțin mai târziu, un fotograf italian, Fiorillo, el, Fiorillo, este din ceva mai târziu, zi aici, 1000, am spus anul. Mă rog, tot așa, 1870, cam atunci, este stațiunea a doua. Vedeți că deja tehnologia face posibil a fotografia persoane. Ceea ce se mișcau, persoanele și se mișcau, n-au ieșit clare. Dar totuși au îngenunchiat aici. Vedeți că aici se oprute pe relin, probabil, e clar, sunt persoane înstărite, italieni care au venit. El a preferat fotografii să-i fotografieze din spate și apoi sigur că le-a văzut fotografiile lor. Era foarte, foarte de dorit să cuprins multe persoane în fotografie, că le vinzi multora. O altă fotografie, Dumas, fotograf care locuia, asta e o fotografie superbă, fotograf Dumas, tot 1860-70, vă spun că nu știu, 1870. Da? Este, Dumas locuia la Beirut și ăsta era un sistem, locuiau la Beirut sau în Cairo și veneau pentru un timp scurt și rămâneau acolo, făceau câteva fotografii, se întorceau și le vindeau cu mult succes către, le vindeau în Occident, le vindeau în Europa fotografie. Asta cred că este American Colony, nu sunt sigur, am găsit-o undeva, nu am vrut să renunț la ea, cu toate că nu știu exact sursa, dar o temă, deci încă o temă, care se repetă până în zilele noastre, este Ierusalimul înzăpezit. Zăpadă la Ierusalim, mie îmi place zăpadă și la București, dar la Ierusalim avem fiecare an și ne facem că n-avem, dar fiecare an avem vreo două zile, sunt fotografia de acele două zile, dar aici vă arăt cu multă plăcere aceste zgârieturi, aceste mici imperfecțiuni. Ce sunt acestea, știți? Cum are plăcere vă le arăt? Cineva știe? E semn că este clișeu de sticlă și e printat din sticlă și printurile din sticlă au aceste semne și puteam să corectez și să scot, dar nu, să vedeți că este făcut din original. Ierusalimul înzăpezit și aici vedeți, sigur, cupola, Mormântul Sfânt, din altă direcție, din altă direcție și privirea acum spre Ierusalimul îndepărtat, deja avem aici Augusta Victoria, în afara orașului vechi. Orașul vechi se termină undeva aici. Aici e departe, pe muntele Scopus. O altă imagine care e făcută din partea de răsărit a orașului și vedem din răsărit spre apus și se vede în afara orașului, se vede cetatea veche, iar fotograful acesta, ca să-l uit, James Robertson și Beatrice Felis. Ce important este în acest fotograf care numele lor, deocamdată nu vă spune mult, dar cine a făcut cercetările, cei care sunt specialiști în fotografii respectiv, au analizat de bine, eu am putut vede prin Fris, numai pe Fris, când am văzut albumul la Londra, la Windsor, am fost chemată, am putut vedea sistemul de lucru,
cum au luat fotografiile punct cu punct. Eu cunoscând locul geografic, aha, s-a mișcat omul de aici, fotografia de acolo, de acolo, de acolo. Numai cine știe locul, cine cunoaște locul, poate înțelege această procedură de lucru. De altfel vreau să vă spun ce înseamnă să cercetăm fotografia, procedura de lucru, ca și în literatură. Se cercetează diferitele versiuni ale autorului. Dacă avem o ladă cu manuscrise de Eminescu, sunt cercetate toate. În fotografie și acest lucru, care a fost fotografia de astăzi spre publicare, când avem arhivă, sau dacă un fotograf face o serie, cum a schimbat, ce a schimbat. E foarte interesant pentru cercetări de a avea o arhivă întreagă în mână. Și asta e ceva rar. Un alt loc, asta este din arhiva Bonfils, mai târziu că vorbim de fotograful, nu chiar vorbesc despre el, o familie de fotografi Bonfils, care au venit din Franța, din Marseille, s-au așezat la Perun, cei mai mari, probabil, ai secolului XIX, mai în cantități, că au locuit la Perun din cauza de astmă. Și câteva, două generații au avut acolo un aer mult mai bun și mai curat și de acolo aveau și făceau expediții, o industrie întreagă. Bonfils, țineți minte, Felix și Adrian Bonfils, i-am dat anii mai înainte, care au creat o industrie imensă, inclusiv și cărți poștale, și colecția lor Bonfils se află astăzi, dacă nu greșesc, în mâini particulare, bineînțeles, și o mare parte se află în Library of Congress. Library of Congress este o bibliotecă imensă care conține foarte multe fotografii istorice. Și odată vom vorbi și despre istoria fotografiei din București. Ok, uitați, tot așa, și făcut ilustrate, pictate de mână, din Bonfils. Pictate de mână, vedeți ce calitate impecabilă. Ilustrate făcute, deja spre sfârșitul secolului XIX, se putea fotografia foarte clar. Acestea sunt ilustrate, colorate de mână, nu fotografii pe culoare, în incinta Sfântului Mormânt. Aici vedem biserica luterană din Ierusalim. Ok? Și sigur, tot din aici, American Colony, o altă grupă care tot așa s-a așezat la Ierusalim, câteva generații, o industrie întreagă, American Colony, cu siguranță toate imaginile se află în colecția Library of Congress. Persoane, dacă vorbim de persoane, sigur, au fost așezate, au fost puse oamenii, locuitorii orașului, meseriile orașului, popoarele orașului, cine erau localnici, deci populația arabă, cercetori, bolnavi. De altfel, în acel timp, cam în secolul XIX, bine, imediat să încerc să... Ok, pe exemplu, Mark Twain a călătorit în Ierusalim. Mark Twain descrie Ierusalimul ca un loc groaznic, plin de sărăcie, boli, murdărie, etc. Foarte departe de imaginile, să zicem, sacre și de imaginile spirituale pe care le-au dorit alții. Meserile, vedeți, sunt, câteodată sunt folosite pentru unele fotografii cam aceleași persoane. Erau modeliști, care umpleau chestia de aceeași fotografie ca dinainte, dar este făcută ilustrată și colorată. De multe ori vedem într-adevăr aceleași persoane și sigur, aici care este semnat, Bonfils, este semnat evreu din Ierusalim, prototipul locuitorilor, evreul, arabul, săracul, bogații mei. Ok? Și vedeți, din același tip, făcută o ilustrată colorată. Secolul XIX, bineînțeles, este Zidul Plângerii. Zidul Plângerii, această fotografie, fotografii italian Fiorelli și alții, Zidul Plângerii, ca și, nu, Loreta, este alt Fiorelli, Loreta, om din misiunea, o misiune venită din Italia, 1875. Zidul Plângerii a fost și este și va fi fotografiat la nesfârșit, în toate anotipurile, cu tot felul de personalități. Vedeți că atunci Zidul Plângerii era un loc strâns, era așa un fel de o strânță strântă și plus că nu exista de atunci despărțire între partea
feminină și masculină. Cum este astăzi? Astăzi nu este un amestec, cine nu știe dintre dumneavoastră. Nu se amestecă populația. Se păstrează deosebirea între bărbați și femei și este un spațiu de discuție. Vom vedea fotografii de mărturie. Sigur, plângeri altcineva, în alte poanerii, alt fotograf, vedeți, deosebire de ani și ani, cam același lucru. Aveau niște puncte. Aici, în partea aceasta, în partea aceasta este un zid aici. Deci era o străduță așa strântă. Astăzi, aici, unde e portița asta, sunt unele noi excavări foarte interesante. De sub orașul vechi, orașul roman, care trece de sub, se poate vedea aici. Dar nu mai există acest zid aici. E un spațiu imens deschis. Ok, femeile, câteodată, în altă zi vedeau femeile, aici, alte locuri, ieșim din zona muntelui templului și ne îndreptăm spre partea de vest a orașului, sud-vest. Și partea asta se cheamă Poarta Iafo. Când o plimbați la Ierusalim, țineți minte, Poarta Iafo este una din porțile de jur împrejur a orașului, cea mai solicitată, cea mai fotografiată, că e plină de viață, plină de comerț și duce la mai multe locuri. Intrarea foarte cunoscută. Asta e de dinăuntru. Baba este cum se numește? Nu s-a adevărat. Poarta Iafo. Poarta fizică. Da. Ușa. S-a adevărat acela de zi. Aici a spus un ceas. Nu există așa ceva. Vedeți aici interesant oamenii care se mișcau? Se mișcau. Așa ieșeau. Ca niște fantome. Poarta Iafo. Acum de afară. În afara porții. Asta nu mai există. Aici, astăzi, e un loc de balare, o stație de taxiuri. Și că cum? Era un hotel odinioară. Asta e poarta. Nu există ușa. Ba da, există. E de fier. Nu e închisă niciodată. E deschisă, are o poartă de mare, de fier. E poarta Iafo. Iafo, că 1900, vedeți, la 1900, nu știu cine, de la cine. Probabil tot de la American Colony. Ei au publicat foarte multe fotografii, tot din cartea acestui muzeu. Aici, același loc, puțin din alt unghiu, așa, același loc, aici vede poarta Iafo, suntem aici în fața porții, piața, care o să vin, ne apropiem ceva de 1900, vedeți după hainele clienților, nu căzătorilor, ci a clienților. Căbilele, bineînțeles, ok? Era, vedeți, în 1910, au clădit un ceas în memoria unui sultan, dar l-au demolat cum a venit englezii, da? L-au demolat. Adică cineva, vedeți, mai multe surse, același loc, privind diferite, de sus, de jos, de desubt, din față, din spate. Mi-a plăcut să fac această succesiune de imagini, pentru că este același loc. Cine se plimbă la Ierusalim și vă rog, veniți, că nu e greu. Cine se plimbă la Ierusalim, pelerin sau turist de pelerin, se va opri piața Iafo și va înțelege imediat orientația aceasta pe care mi-a plăcut foarte mult să mă duc. Deja vedem aici ambilijanse, mai trăsuri mai elegante, mai elevate, colorată de mână, această, aici era așa hotel, acum nu mai este. Cred că da, este și acolo hotel. Mă rog, vedeți ceasul demolat din Bonfis. Bonfis, colecția Bonfis, foarte multe imagini din același loc, același loc. Imaginea aceasta orientalistă care a tras Occidentul, asta a avut în afară de motivele religioase și motivul acesta arabic, căvilele, tot ce denotă Orientul cu mirasmele și cu porturile și cu hainele pe care eu nu le. Ok. Ăștia sunt o meserie care cred că până în ziua de azi mai ține, care taie pietre. Nu, sunt pietre mari, uitați aici. Cioplitor, pietrar, se gădește. Am fost întrebată mai înainte, doamna practicar, care este imaginea mea a Ierusalimului? Eu cred că piatra aceasta. Orașul făcut din piatră, imediat vom vedea și imaginile Ierusalimului în timpul mandatului englez. Englezii au venit cu o lege să se gădească numai din piatră. De aceea Ierusalimul, chiar modern, în continuare, rămâne înfățișarea aceasta de piatră sau măcar acoperită de piatră, care ține și o culoare, ține foarte bine. Ok.
o imagine care asta a fost, cred că am folosit, nu, nu aceasta, una asemănătoare, de reclamă la alimentație, este lângă, poarta aia fă ceva mai încoace, o imagine spre sud, drumul care duce spre Betlehem. În jos, acolo, de părtare, drumul spre Betlehem, iar cine se plimbă la Ierusalim, aici, după ce trece de cămilele, se află un hotel foarte frumos și se află Cinemateca Ierusalimului. Locuri foarte elegante astăzi, foarte scumpe. Sigur, sunt teritorii israeliene, astea fără nicio problemă, nici n-au fost niciodată în partea care a fost cucerită de Ierusalim. Teritorii israeliene, întotdeauna. Asta este imaginea care a dat o spre publicare la această conferință. Wester și Myers, din American Colony, drumul e cam aceeași fotografie drumul invers, puțin invers. Aici jos se cheamă bazinul Sultanului. Sultan Pool, aici e bazinul, aici e poarta Iafo, aici. Deci Ierusalimul are acest farmec cu cetatea. Cetatea și locurile de jur împrejur. O fotografie 1860 care ne arată dezvoltarea, aici în capitală vedeți semne de sticlă, dezvoltarea părții evreiești. Este prima clădire evreiască făcută în afara orașului vechi, în afara cetății. Dacă trebuie să citiți, deci eu vă povestesc ce vă povestesc, dar Mr. Google vă va povesti încă și încă, povesteți-vă acasă, întrebați de istoria Ierusalimului pe etape, nu știu câte pagini sunt acolo, dar prima ieșire a fost aici, în clădirea aceasta, erau mici apartamente garsoniere, cu ajutorul Sir Moses Montefiore, un mare financiar evreu, Montefiore din Argentina, mă rog, a ajutat evrei să iasă din orașul vechi, spre o anumită modernitate și a făcut și o moară care funcționa. Moara funcționa până acum, este un mic muzeu acolo și centru muzical. O altă imagine a acestui loc, cam în 1860, această fotografie, și biserica rusească, care începe să se clădească, creată imaginea de fotografi armeni, deja, care și ei, toți acești fotografi pe care am menționat, erau interesați să vândă fotografii la cine se potrivesc lor ca și clienți. Isaie Garabedian fotografiază, nu, Tricorian, Garabedian, 1865, patriarh armean. Bineînțeles, fotografia un patriarh, dar și imediat veți vedea ceva. Un fotograf din acea epocă, printre primii fotografi evrei, religios, fotografiază tot în cadrul secolului, e deja sfârșitul, că eu am continuat, am văzut epoca până în 1920, deci am luat 20, în 1917 a fost cucerită Palestina de generalul Allenby din mâinile turcilor. Dar în 1920, de fapt, începe mandatul britanic asupra Palestinei și atunci putem vorbi de schimbări, într-adevăr, și modernizare. Până atunci, și sigur că fotograf care trăiesc în continuare, nu poți să le dai tipul, dar acest Tzaloc Bassan, fotograf evreu, în cadrul comunității religioase, fotografiază viața, cimitirul, și am luat această fotografie ca să vă arăt în afara orașului, de jur împrejur. Deci, și asta, bucată, spațiile arătate, uitați din nou, este muntele templului, este aici undeva, aici, cam ceva, este poarta Rahamim, poarta de unde va intra Masia când va reveni. Poarta... Poarta Milei, aici undeva, deci privim către, din partea de est, către oraș, privim către locul de unde va intra Mesia când va veni. Pentru evrei, n-a venit, mă așteptăm. Fotografia acesta, loc pasant, și ca să vedeți ce înseamnă fotografia pentru donatori. Fotografiază cei ca să se roagă, tot așa, la zidul plângerii, dar a dus din adins aici, în special, o grupă de enoriași care țineau o zi comemorativă a cuiva. Și ca să se arate că banii folosiți din America, erau bani veniți din America
comunitatea aceasta religioasă, din orașul Vechi, din Ierusalim, de la loc care vorbea despre imaginea noului evreu. Aici vorbim încă de evreul care încă nu contribuie la viața economică, decât trăiește în comunitățile religioase și se roagă și primește donații, în special din America, mulți. Și e vorba pentru cimitire, e vorba pentru orfelinate, pentru cantine publice, pentru case de bătrâni, pentru spitale în această comunitate. Și aici fotograful, sigur, pentru scopul, să arate donatorilor. Scopurile sau analiza artistic cu care vom veni se poate suprapune la aceste imagini, pentru că sigur că fotograful, dacă încep aici o altă conferință despre uneltele vizuale, compoziție, lumină, sigur că acest fotograf le ținea foarte bine, le cunoștea și le folosea în scopul de finanțări, filantropie. Okay? Și vedeți, aceeași temă, multă lume, enoriaș, ce este aici, este din America, în colonii, de la ei, evenimentul de spălare a picioarelor, eveniment creștin, clar, la intrarea în Sfântul Mormânt. Evenimentele astea, repetitive, și aici vedem deja comunitatea, ăștia sunt armeni. Așa. Și începe această epocă nouă, sub Echilez, 1912, începem acum, voi vorbi și voi arăta, în special, epoca evreiască. Pentru că zona aceea, între ziduri, zona aceea religioasă, sfântă pentru populația creștină, continuă și până în zilele noastre, nu fotografiază altceva, nu se fotografiază altceva decât iarăși bisericile și străzile, și dacă se renovează o biserică, ok, o fotografie, și dacă se cădește încă o poartă sau încă ceva, același lucru. În albumele, marile albume, pe care le veți căuta, chiar în zilele de astăzi, Țara Sfântă și Ierusalim și Țara Sfântă, vor fi același lucru. Pe când fotografia evreiască se desprinde și devine altceva, pentru că începe să se dezvolte un Ierusalim evreiesc, și atunci fotografia evreiască care începe ca la 1900, arată noile cartiere, arată atmosfera, arată alte și alte obiective care continuă până peste neapărători. Ok, o stradă, strada Iafo, care este o stradă principală astăzi, o stradă imensă, nu trebuie acolo, un fel de tramvai, un trenuleț ușor, o stradă foarte dezvoltată, asta este o ilustrată cam la 1912, atunci. Vedeți, 1900, fotograful, se numere fotograful pe aceștia îi cunosc, Iacob Bedon, fotografiază o școală, a fost înființată în 1905, școală de arte Bețalei, școală de arte pentru populația evreiască, sigur, adică cine vrea o să fie, dar școală evreiască de arte, și au avut, era un fel de chioșc, o galerie a lor, care au făcut, au format în ea, înăuntru, American Information Bureau, 1912. Vedeți? Deci, deja o anumită atractivitate și pentru toată lumea, din toate punctele de vedere. Asta este de la fotografii armeni. Grigorian fotografiază o turistă, care știm asta, scrie undeva, e turistă, nu-i localică deloc, se fotografiază, se îmbracă în costum, se costumează. Asta era un gen, costumare în tip de local. Și, bineînțeles, foarte răspândită și veți vedea și foarte atractivă este fotografia aeriană, deja 1914, armata, înainte de vine englezii, armata germană au fotografiat, după 1917, după cucerirea Palestinei din mâinile turcilor, dar încă n-au intrat englezii, și vedeți, ăsta este Ierusalimul Vechi, ăsta este muntele templului, care va fi fotografiat și fotografiat și care, deci, vedeți, apare, iar Ierusalimul începe să se clădească în partea aceasta. Asta e Ierusalimul din afară, 1917, vedeți? 17. Vedeți cât de mult a crescut de la prima, aici, cam undeva, ar fi prima așezare cu moara. Aici, deci, fotografii evreie pe care îi cunosc, i-am cercetat, am văzut arhivele ani de zile, am lucrat aceste mai multe lucrări, mai multe conferințe, mai multe expoziții, mai multe
multe și mai multe cursuri pe tema, pe această, am ales câțiva, dar aceștia, între 1920 și 1948, aceștia sunt cei mai importanți care locuiesc la Ierusalim și lucrează la Ierusalim, în afară de ăștia trei. Iacob Rozner e un fotograf care a și decedat. Aici sunt anii aceștia aici, nu sunt anii activității, ci anii vieților. Deci am vrut să vă arăt că nu știm exact a început să fotografieze și până când. Salom Basar este cel din comunitatea religioasă. Iacob Bendov, cel care a fost legat foarte mult de școala de arte, iar a fost profesor de fotografie în 1915, așa ceva, la școala Bețalel, cea din Ierusalim, unul dintre primii și inițiator ai filmelor documentare. Pe urmă, Benor Calder, imediat că îți dea o imagine a lui, un fotograf care a venit, chiar din Gața 3, până în 69, a venit cu fotografia, a venit din Europa, din Polonia, din Galicia. A venit și a studiat în Palestina cândva și a venit cu ideea fotografiei artistice. Ca puțin fumurie, puțin de atmosferă, mai puțin documentară și mai mult artistică. Alfred Bernheim, un mare fotograf al Ierusalimului, al fotografiei de arhitectură a orașului. Imediat veți vedea imaginile acestora. Iacob Shmuel Yosef Schweig a fost probabil cel mai important al epocii pentru că a lucrat în mod intenționat, special, sistematic, cu instituțiile naționale. Despre acestea o conferință separat, este o teorie întreagă. Instituțiile naționale din Israel, din Eretz Israel, Palestina, din denumirea ebraică Eretz Israel, două fundații naționale au inițiat, pur și simplu au inițiat crearea unor arhive de fotografie. Și câțiva fotografi au lucrat numai și noi pentru ei, printre ei sunt acest Josef Schweig, îți vedea imagine. Pe urmă, Iacob Rozner a venit din Germania mult mai târziu, a murit tânăr, iar el va crea fotografia modernă de stradă. Vedeți, după aceea, Ierusalimul, ca orice oraș occidental. Benno Rotenberg, mai târziu, va deveni fotograf, fotojurnalist și va deveni un mare cercetător, un mare arheolog. Și Robert Capa. Cine a auzit de Robert Capa, care nu a fost în Israel, a murit în 54, fotoreporter, dar de origine evrească, și a venit în Palestina de două ori, în 48, în 2 ani, în 48, până în 50, și a fotografiat cele vedea câteva imagini. Deci imagine. Benor Calder, asta înseamnă fotografia de atmosferă, imaginea asta misterioasă, orientală, orientalistică. Imaginea orientalistică există în adevărul. Imaginea puțin artistică este biserica rusească din spate ceva și lumina, umbra și lumina acestui Schweig, Josef Schweig, care dorea foarte mult și chiar reușit să fie considerat și fotograf artistic de artă. Deci se desprinde fotografia artistică de cea documentară sau de cea religioasă. Tot Schweig, Josef Schweig, dar aici el fotografiază lăcașul religios, dar îl interesează acest moment de acest fel de instantaneu. Și umbrele și mine, e 1932-33, a avut o expoziție în 33, ca printre primele expoziții de fotografie artistică din Palestina. Aici vedem impactul, vedeți, Rockefeller Muzeul, impactul culturii britanice, impactul mandatului britanic asupra Ierusalimului se vedește enorm, se vedește foarte modern și Muzeul Rockefeller, care până în ziua de azi este activ, Muzeul pentru Arheologie, așa apare, impozant și creația acelor timpuri. Vedeți acum, sunt anii după 30, 1938, cred, s-a terminat clădirea muzeului, așa arată în fotografia modernă, așa începe Ierusalimul, să arate un oraș puternic și impozant. Deci, din cetatea veche, este apară și clădirile impozante ale vremii. Clădirile impozante ale vremii britanice. Aici ce este interesant, aici vă uitați-vă aici mai mult, spitale, dar aici se vede multele
Scopus, și aici este un anfiteatru, în jos, spre Ierihon, spre, de fapt, Marea Moartă, spre Est, de pe muntele unde se află astăzi Universitatea Umană. Coborând în jos, priveliștile cuprinse de fotograf cresc, nu numai orașul vechi sau numai Universități, dar și de jur împrejur. De jur împrejur, iar aici vedem Bernheim, fotograful acesta, cum au spus, aceste două fotografii de arhitectură și orașul cu dată la 1940, Ierusalim. Deja oraș puternic, impozant, clădiri moderne și aici fotografia de pe pedestreană, oamenii pe stradă, acest Iacob Rozner fotografiază lumea de pe stradă sau casele moderne, aici e un cartier modern, a devenit cu anii foarte luxos, Rehavia în Ierusalim, cartier, vedeți aici clădiri joase, cu spații verzi pe ele, sistem puțin englezesc, casele nu prea înalte, sigur că există, să știți, și o influență arhitectului Marcel Iacu în Palestina, foarte neclădit, a fost adusă ideea de clădire a la Iacu, dar la Ierusalim au făcut Iacu de piatră, puțin orientalism. Blocurile din Ierusalim, tot Rozne, la 1950, cam așa, ne întoarce puțin 1940, cum nu, din arhive englezești, soldați englezi, lângă zidul Plângerii, dar interesant este zăpada. Nu renunțăm la zăpadă. În 1947, însă, încep conflictele. În 1947 începe atunci conflictul cel mare, războiul pentru Ierusalim. Benno Rotenberg, fotograf de presă, cuprinse aceste fotografii în unele cărți. În 1948, Benno Rotenberg, în 1948, partea cartierul evreiesc din orașul vechi a fost cedat, a fost pierdut de Israel. În 48 a fost declarată independența, nici nu încep fotografiile acelea cu independența, că astea aparțin într-un fel declarația făcută la Tel Aviv, pentru că nu era vorba de declarația la Ierusalim. Ierusalimul a fost pierdut, cartierul evreiesc din Ierusalim, o parte întreagă, nu numai, tot orașul vechi, de fapt, a fost pierdut în favoarea iordanezilor până în 1967, când vorbim de recucerire, unire sau depinde cum, în ce termen folosiți. Ok, în această epocă, conflicți în 48, acest loc, imaginea Ierusalimului, Bevingrad, a fost o luptă crâncenă în Ierusalim. Bevingrad, Bevin era șeful statului englez, din partea englezilor, și-au pus sârmă ghimpată, multe sârmă, centrul orașului, de reprezentativ pentru centrul orașului, în 1948. Cartierele de jur împrejur, cine menționează și scrie foarte frumos, în mare autor, care au scris despre, puțin mai târziu chiar, despre frumusețea cartierelor din Ierusalim, mare autor, Shmuel Yosef Agnon, și bineînțeles Amosov, aveți pagini întregi, mama plecată. Cine va citi aceste pagini ale acestor autori, cu multă finețe descriu atmosfera cartierelor, centrul însă al cartierelor, și mai târziu, care erau liniștite, puțin întunecate, puțin, cum am văzut, pisica pe stradă, mușcatele de la o fereastră, tot mai departe, dar aici vedem cercul, pat ușor. Ok, trece, Robertata, trece vremea, trece anul 48, intrăm în 49, Ierusalimul rămâne cu mărâne, un oraș mic restrâns, este declarat capitala Israelului, este capitala Israelului până ziua de azi, să vreți acum vreți, este. Ok, spuneați domnul, dar în acest timp, între 49 și 67, cunoaștem un Ierusalim mic, cu atmosferă puțin, viața importantă, economică, culturală, turistică chiar, se dezvoltă la Tel Aviv, ca și astăzi. Tel Avivul înflorește, a început să înflorească deja din 1945. Dar acești, am menționat aici câteva persoane, Marvin Shami, Fritz Schlesinger, Werner Braun, David Rubinger, fotograf Werner Braun, au decedat în familia Habaram, născut în 30, toți ăștia născuți cam în anii 20-30, Werner Braun,
A murit de Crăciun, acum, venerau, exact la vârsta de 100 de ani. Fotografia până făcea schii, până la 90 de ani, au venit ăștia toți, toți ăștia, inclusiv Mihai Bara, au Mihai Bara locuiește la Tel Aviv, da? A colindat foarte mult Ierusalimul și aici, poate că am scris în profesiunea din acelor, dar nu contează, au venit în Germania. Toți ăștia de origine germană. Deodată vedem un val de fotografi israelieni, da, de origine germană, adică evrei, din Germania, care au fugit în 33-34, au reușit să fugă și să ajungă să se salveze și au creat o imagine foarte puternică a fotojurnalismului din Israel și în special a Israelului. Aici, de pildă, Marli Shamirie, e o doamnă care fotografiază în 1949, prima zi a independenței. Și am ales această fotografie pentru a arăta. Ea fotografiază publicul din spate. Din spate, că nu se va, că o interesează multitudinea, mulțimea. Mulți fotografi au ales. Cu toate că erau stat, că nu erau 1 milion în 49, încă erau 600 de mii de locuri. Dar există foarte multe fotografii, demonstrații diferite, pe felul. Și aici e ziua independenței, prima zi, la Ierusalim, oricum de vedeți oamenii, e grozav. Oameni aici, oameni acolo și sigur, cu copii, cu cărucioarele, cu bicicletele, cu orice fi, vine și Marli Shamir, era tânără, orașul evreiesc. Orașul care în 450, avansă puțin, Schlesinger, asta este 50 încă, e tot, e Rosner, noua, clădirile sau locurile care se creează pentru noi imigranți. Orașul crește și din cartiere și cartiere. Pentru noi imigranți mici, mici, mici case, cum le zice Mabara? Barăci, scuze, sunt cartiere de barăci. Cartiere de barăci. Aici sunt cartiere care intră, populația evreiască intră în unele locuri evacuate de alea. Au fost evacuați, unii au fugit, au fost scoși, au fost alugați, etc., etc., intrarea unei noi populații. Despre asta este vorba în aceste imagini. Și uitați acele mici străduțe liniștite, fotografii Rosner sau alții, Schlesinger, mă rog, fotografi localnici, care fotografiază micile străduțe. Străduțele Ierusalimite care apar, aceste străduțe, pentru întuneric, puțin pe ploaie, așa atmosfera aceasta misterioasă, care este Ierusalimul, apar de jos, am luat aici ceva de jos, la nivelul străzii, și de sus, de la o fereastră înaltă, care ne arată această atmosferă care, cum am spus înainte, apare în multe publicații în literatură. La am să auzi foarte mult, la Shaia Binion și Mărău Sefantor. Și sigur, la alții, dacă aceștia îi cunoașteți, am să auzi, e tradus total aici. Alt fotograf, Ruben Milon, pe care nu l-am menționat, dar tot așa, atmosfera anilor 50, micul lăptar pe stradă, atmosfera de ceață, Ierusalim este înalt la un nivel de 1000 de metri, și ceața Ierusalimului, micii, viața localnică este documentată și în mod artistic. Primăria orașului Ierusalim menține o arhivă imensă de fotografi care au lucrat special pentru oraș. Și fotografiile acestea sunt puse la dispoziția publicului cu relativ cu anumită ușurință. Fotograful acesta e un om în 80 de ani ceva, e prieten, coleg, e bine vestit. Marli Shamir, eu am ales această fotografie să vă arăt ce însemna unele cartiere împărțite în două, divizate. E, trece un zid de apărare, nu este împărțirea, partea cealaltă nu e granița, e zid de apărare într-un cartier, e aproape de zidul cetății, aproape de partea Iafo, se numește acest loc Mamila, asta nu mai există acest zid. Dar Marli Shamir își alege fotografia de Ierusalim, își alege teme abstracte. Deja începe această fotografie grafică. Grafica ne interesează și nu numai bisericile sau locurile sau geografia. De-aia v-am spus că merg aici la expunerea aceasta și pe anumite tematici diferite. Rubinger, un mare fotograf de presă, a decedat acum 3 ani, David Rubinger, o poveste fantastică. E o mănăstire Notre Dame,
era la granița între, între Israel și Iordania, acum nu mai e granița acolo, dar o călugăriță la geam și a pierdut dinții. Și a primit permis special, că era granița acolo, a primit permis special de la armata iordaneză, dar și fotograful să caute și până la urmă, la bun sfârșit, a găsit. Și asta e o fotografie, asta e. El, acest fotograf, lucra și pentru presa internațională, a apărut această poveste în Time Magazine, deci fotograf care scot afară poveștile, ca să câte ori era necesar să se arate și o bună înțelegere între părțile respective. Chiar a fost o bună înțelegere până în 67. O, tot așa, o mare realizare ierusalimită și fotografică, Alfred Bernhardt, despre care v-am spus înainte, tot venit din Germania, fotograf de arhitectură. Asta este Spitalul Hadassah, o mare, o clădire impozantă care se află printre mulți. De altfel, aceste peisaje cu clădiri sau cu terasele muntoase, terasele sunt, nu sunt învăturite sau sunt plantate, plante mici. De-o, între timp au mai crescut, au plantat acolo braz, au mai crescut, dar natural erau destul de frumoase. Și aceste coline, aceste nunte, aceste terase, reprezintă și o atragere pentru picturi. Unii picturi au uitat aceste peisaje, cum ar fi, nu este deșertul, este către sud, către mare, către Occident, către Tel Aviv, drumul care merge spre mare, nu este chiar uscat, nu e uscăcios această zonă. Dar interesante sunt terasele sau, bineînțeles, clădirea, vedeți și arhitectul, nu știu arhitectul, dar și clădirea urmărește liniile, topografia locului. Și ce interesează pe fotografie și topografia, bineînțeles. Alți fotografi după 1967. După 1967, marea explozie a bucuriei, a cuceririi, a Ierusalimului modern, din 67 am făcut puncte, puncte, 2017. Toți aceștia au lucrat, numele care le-am pomenit înainte, deci aici am pus anii lor, Miha Baram, și așa mai departe, vedeți cine mai e, nu mai e, Miha Baram, David Rubin, Miha Baram, Alex Levas, acești trei, cei mai mari, au primit cea mai înaltă onoare a Israelului, se cheamă Premiul Israel pentru fotografie, se dă în Israel, din an în an, diferențe de 10 ani între ei și au primit marea distinție pentru că au contribuit foarte mult la crearea unei imagini a Ierusalimului. Deci să vedem imaginile din această epocă. Sigur, în 1967, imagine foarte bine cunoscută, a apărut în zeci și zeci, dar nu mii de publicații. David Rubinger sunt parașutiștii care au cucerit orașul lângă zidul Pilegerii. Dar totodată, David Rubinger. Fotografia asta a fost, ca și cum el n-a mai avut dreptul de autor asupra ei, a devenit chiar o fotografie iconică a Israelului, a Ierusalimului, cucerirea și deschiderea porților. Dar în același timp, o tânără fotografă, Aliza Auerbach, a pomenit cu elenție, fotografiază și această imagine a soldatului, care este cu fața îndrăgostit, tinerii îndrăgostiți, nu numai imaginea soldatului, dar avem și imaginea sa feminină, dulceagă, de viață normală, de dragoste și de familie și de iubire și de viață, de fapt. Avem armată, dar avem și viață. Avem, uitați aici, amestecul Miha Baram, fotograful Miha Baram în 67, chiar așa, în același timp, este poate exprimarea unui, amestecul între religii. Sunt religioși și ultra-ortodoși care se amestecă de Paște ceva pe drumul crucii. Amestecul și aglomerația pe drumurile, din nou, nu v-am spus că în acei ani, până în 67, din 49 până în 67, nici măcar nu a existat turism. Că cine se ducea să vadă, să vadă străduțele sau să vadă cetățile? Cine se ducea în Iordanie? Foarte puțin. Pelerinii, dacă mai erau, erau, dar turismul în general nu prea își căuta drumul sau porțe spre Iordania, când din 67 și turismul a revenit în străzile vechi ale Ierusalimului, tot felul de lume, tot felul de pelerini la nesfârșit, la nesfârșit. La nesfârșit, vedeți,
și fotografiile seamănă, câteodată eu le curg, ăsta este Alex Leiva, celălalt era Mihai Baramă, au mers împreună. Imaginea, vedeți aici și lucrul cea, dar o femeie, o arăvaică și copilul cu o capră. Ăsta e Rusalicul, de fapt, dacă nu întrebați. Dar și religioși, este un eveniment, evrei religioși, copii mici, care au terminat un capitol, să învețe din Torah. Au terminat capitolul respectiv și fac o observare. Observarea unui capitol. Drumurile de stradă, multitudinea, învățătura evreiască, copiii care se uită și învață asta, copiii mici, încă o lume veche, dar pe modă veche, de copii care învață învățătura talmudică în școlile lor speciale. Au un trai special, au cartierele lor închise. Aici, o înmormântare, acum. O înmormântare, în buzeala, fotografiile astea se repetă, o să vă zic că poate și el putut fi făcute. Și aici, doi fotografi deosebiți, diferiți, nu e aceeași persoană, Miha Barav, 1967, Alex Levat, după 10 ani, era cineva. Levat, nu, Miha Barav, 1965, că nu e în orașul de nu leva în orașul, nou în Ierusalimului, foarte tipic este și ideea de a întinge rufele între case. Întinge rufele întinse, omul evreu religios cu găina, e înainte de zilele noastre de sărbătoare, Yom Kippur, ziua ispășirii. Și aici, după mulți ani, 1996, 30 de ani, cam așa, aceste două fotografii, nu e același. Eu credeam că voi am mers așa împreună, pe culos, aceeași tematică, Werner Braun, o fotografie, tot în cadrul religioșilor, un fotograf de stradă, în anii 80, așa ceva, se fotografiază și la religioși există, aici o altă temă, există o interzicere a îți crea un chip, dar totuși ai nevoie de o fotografie pentru carte de identitate și așa mai departe, scena asta mică de stradă care poate fi făcută ori, poate fi realizată nu numai la Ierusalim, dar este Ierusalim. Ierusalim, fotografii noi, aceștia, Miha Baram, așa, da, Miha Baram și Alex Leiva, își caută o tematică. Aici este vorba de ziua independenței, ca și oriunde, carne la grătar, într-un parc, vedeți oamenii, ies la plimbare, dar sigur, este interesat, nu este același de Miha Baram. Tematica pistolului, căuta cine și unde poate pistolul. Un cuplu de amorezați, pistolul interesează pe ea mai mult poate decât putea să pui mâna ceva pe jos. Steagul, tot așa, la Ierusalim, fotografii aceștia care au primit premiile de stat, pentru că au tematică puțin ironică, puțin artistică, puțin ajunge în lume, puțin fotojurnalistă. Pe străzile Ierusalimului, nu avem noi, nu ne rușine să acoperim fața polițistului care cântă la un eveniment și acoperă cu steagul. Unde apare steagul? O temă care apare și în fotografia americană. Și aici ajungem la Stepe Ebraică, vă spun, Teddy Kollek a fost primarul Ierusalimului pentru mulți ani de zile, din anii 60, din 67, până cel puțin 20 de ani, a fost foarte iubit. Și chiar eu am avut ocazia să iau un interviu târziu, la bătrânețe, în 89, așa ceva, când făceam lucrarea de masterat, și l-am interviat, l-am interogat, care este atitudinea lui față de fotografie. Și l-am întrebat ce ar trebui noi să arătăm în imagini. Aici, fotografia aceasta, el își face reclamă pentru alegeri. Zice, aici pe ebraică, să puneți două bilete, unul pentru mine și unul pentru partidul meu. Și își face singur reclamă în Teddy Kollek, în ce an e? În 68 alegerile, dar după 30 de ani am întrebat care este imaginea dorită a Ierusalimului. Era bătrân deja destul era murit și zice, m-a primit interviu și zice, dar imaginea Ierusalimului trebuie să arăte totul. A început și bisericile și școlile, și spitalele, și universitatea, și studenții, și bătrânii. Nu există și am. Țin minte,
fraza asta de la el, ca întotdeauna, nu există o singură imagine a Sfântului. Vă întrebați care, eu vă zic, dacă vreți o singură imagine, bravo, din satelit. Pentru că sunt atâtea și atâtea imagini, nu se poate vorbi de o singură imagine. Bihabara fotografiază arabii, lângă un zid, este piața de vite, la piața de vite. Ne amestecăm cu ei. Aliza Urma fotografiază o zi de vine, femeile arăpacele care vin cu copii, îmbrăcate frumos, se duc spre moschee. Aici e o demonstrație, Rubinger va fotografia demonstrația arabilor împotriva clădirii unui cartier evresc nou. Deci, trăim împreună, ne luptăm, dacă nu aruncăm pe pietrele, încă bine. E foarte interesant, punctul de vedere turistic, adică vin turiștii, că suntem loc de turiști. Vin aici, plătesc, nu știu cât, se urcă pe cămilă, pe o fotografie, dar vedeți, Alex Leva își caută ceva umoristic, copil cu bicicleta, pe și cam asta este. Într-un loc unde se opresc autobuzele, se cheamă Photo Opportunity. Photo Opportunity, ok, hai că vin. Photo Opportunity, sigur, așa arată zidul plângerii astăzi, la unele adunări religioase care nu contez acum ce este, dar zidul plângerii este o zonă foarte mare, întinsă, liberă și se adună, populația religioasă se adună acolo. Ăsta este Ierusalimul din 1800 de copii. Aliza Orbach va fotografia lângă zidul plângerii emigranții etiopieni. Deci sunt etiopienii care vin, aici vedeți bilețelele. Cine nu pune bilețele? Aici știți ce e? Rubinger a reconstituit fotografia aceea cu parașutiștii după vreo 50 de ani. Sunt aceeași, nu ce de sunt aceeași parașutiști după foarte mulți ani. Băieții care aveau atunci 18 ani, ba da, aproape după 50 de ani, dacă avea asta 18 ani, cam nu rețin numele lor, ăștia sunt băieții de atunci, ai adus, ok. Domnii Rubinger va fotografia papa când a ajuns la zidul plângerii, cu diferite sânturi care poate mereu se duc la zidul plângerii. Avem bilețelele puse acolo, o mână și a luat un detaliu, bilețelele către Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă cu ele? M-am întrebat, că e rușine, da. Fotografii din arhivele orașului. Așa că, da, se curăță, da. Se curăță la zidul plângerii. Acum, la Sfântul Mormânt și acolo se pun bilețele, fotografia mea, o cunoștință, m-am dus cu fata aceasta, și acolo se le pun bilețele, cred că au aceeași direcție. Ajung. A, eu cred ceva de frumos. Cred că Dumnezeu îmi citește cuvintele și după aceea se poate arăta pregătirea. Deci, bine, așa se ridice. Dă un semn. Poftiți? Dă un semn. Dă un semn. A, dă un semn, sigur. Am cerut. Da, am cerut. Ah, păi, negru. Ok, tot așa, religios, și aici fotograful acesta l-am pus, e, nu, ia cineva, complet la cineva, e unul, Emil Salomon, dar l-am adăugat fotografia asta ca să vă arăt conflictele, vorba de conflictele. Aici o luptă înverșunată a religioșilor împotriva încălcării șabatului, ziua de sâmbătă. E vorba să se, aici e vorba de un parking, să se deschidă undeva un parking și să fie deschis tot timpul. Și ăștia se luptă și demonstrează și până la bătaie să nu se deschidă acest parking, care până la urmă l-am deschis. Lângă poarta aia e vorba de carta, se cheamă parking carta. Dar aici am făcut fotografia asta, o folosesc ca să arăt ce înseamnă Ierusalim, dar nu numai. O folosesc câteodată în cursurile mele despre limbajul fotografic. Cine poate să vadă un cap așa de jos, decât un fotograf care se apleacă jos de tot, de la nivelul pantofilor. Și nu e vorba aici de, nu e vorba că e maltratat un evreu religios, nici măcar, ci nu e vorba, înțelegeți, de cum să spunem, de antisemitism sau de alte probleme. Și pur și simplu e conflictul între cei care vor și cei nu vor unele evenimente. Și se întâmplă și ei fac asta câteodată din avis. Se dau pe jos, nu știu ce, ca să arate cât de mult se luptă pentru religia lor. Lupta pentru religie, de fapt, cam asta ar fi. Un copil oarecare, Rubinger, își găsește o figură, o fetiță oarecare, pe scris,
țările din orașul vechi, o fetiță oricare, dar avem și viața de zi cu zi. Iarăși, poartea ia un loc unde avem un turnir de bicicliști, un maraton, viața la Ierusalim, viața cotidiană, care este foarte aceste puncte, le-am adus aici ca să vă arăt ce atrage fotografii, că vorbim de locuri de exprimare, ești atras de aceste locuri. Sigur, zăpada, așa cum am spus, în centrul orașului, fotografii fantastice, foarte frumoase, zăpada, turnul David, care este lângă cetate, religiosul lângă zăpadă, o bătrână într-un drum așa închis. Nu contează aici geografia, unde și ce, dar atmosfera aceasta de iarnă, de frig, de tramvai în oraș, nu e București. Aliza Orba, o fotografă extraordinar de interesantă, într-un punct oarecare o pictoriță, un bătrân din fotografii, la acelea vechi, același loc, vedeți, unde a fost fotografiat în 1870, cam așa, muntele templului, același loc, trece un bătrânel, Aliza Orba se duce acolo pentru că o interesează. O interesează și pe ea zăpada și cetatea. Și pe mine m-a interesat, am fotografiat de pe muntele Scopus de la o fereastră a universității, tot așa, muntele și Ierusalimul de aur. Ierusalimul de aur pentru că cupola este aurită. Fotografie aeriană a unui fotograf, Werner Braun, fotografia aeriană de la de jos, luată de jos, același loc, în aceeași direcție, dar aici din partea orașului vechi, orașul vechi, crescut în coace, a crescut în partea aceasta, întotdeauna impozant este orașul cuprins între ceturi, între ziduri. O companie de fotografie aeriană, Albatros, care a fost întrebat în primul, care este Ierusalimul acesta sau acesta? Este Casa Parlamentului, partea de Orient, partea de Occident a Ierusalimului. Rubinger va fotografia, tot așa este Casa Parlamentului, cu un aparat, cu un teleobiectiv foarte important, o fotografie care a ajuns în lume și a câștigat foarte multe premii, Luna. Luna, pur și simplu, a țipat, a stat pe terasă. Țin minte, am dat un interviu într-un film care zice, stăteam pe terasă și am țipat repede, am chiar pe nevastă mea, am dus repede aparatul, văd Luna, să nu-i... Și-a prins Luna și-a primit multe premii, măcar dacă a trecut Luna, să vedea tot de frumos. Și vedeți o pată galbenă, oarecare, eu am fotografiat pe terasa casei familiei mele, o provizoare. Cotidianul la Ierusalimul de piatră, Cotidianul la Ierusalimul de coral și Alex Levac, care ne aduce, care a fotografiat bicicleta sub cămilă, ne aduce foarte mult în atenție, diferența între realitate și ficțiune. Adică nu e clar dacă e 3 dimensiuni, 2 dimensiuni, vedeți, e un afiș oarecare într-un pasaj. Și fotografia nu contează, era Ierusalim sau unde o fi, dar este scrie Ierusalim, a publicat-o, e un cotidian care publică fotografia lui, așa, ca o pagină separată și scrie Alex Levac, secolul 21, ce înseamnă? Aceste două spune mi-au tras mie atenția, formidabil, și persoanele fotografiate, e un afișoare care, într-un pasaj, nu mai știi ce și cum imaginea Ierusalimului a devenit puțin abstractă și mai puțin turistică, mai puțin clară. Și aici vă spun, pe ebraică vă spunem, e de fapt o binecuvântare, la anul, la Ierusalim, la anul viitor, să ne vedeți la Ierusalim. Domnul.